Frățilin Radu Scăpase sunt, doamnelor și domnilor. Întrerupem programul pentru o știre cutremurătoare. Suntem în Constanța, aici unde un autobuz a ajuns atârnat cu jumătatea din față peste un pod. Cum s-a întâmplat totul, ne spune chiar șoferul autobuzului, domnul Bulanovici Frânaru. Ce s-a întâmplat, domnule? Nu mai știu. Încă un metru și putea fi o tragedie. Apoi să știți că era o tragedie. Da, pentru că ați fi căzut direct de pe pod pe case. Ah, nu de aia, dar era o piesă tare faină la radio și nu se terminase. Am salvat în ultimul moment. Și cum ați reușit să salvați situația? Ați frânat brusc? Nu, eu am văzut filmul Speed cu Sandra Bullock și Keanu Reeves. Keanu Reeves? Da, și acolo accelerează când e în pericol. Și ați accelerat? Numai ca să salvezi situația. Și când v-ați văzut atârnat peste pod, ce ați făcut? Am stat să se termine piesa aia la radio și apoi m-am rostogolit până în spate să pot ieși. Incredibil cât sânge rece ați avut! Este un autobuz scump! No, bine, păi numai scaunele cât îs, că-i piele de scaun de trabant. Scump, domnul! Din fericire nu erau pasageri, dar sub pod se afla o casă. Proprietarul acestei case ne va relata prin ce a trecut. Da, deci pe la ora 2-2 și ceva s-a constatat o bubuitură din care n-am putut să dorm cu nevastă-mea împreună în pat, fiindcă s-a declanșat o extorsiune a unui autobuz, al unei construcții de într-o apă. Ce v-ați gândit când v-ați uitat spre cer și ați văzut autobuzul? Batman! Doar Batman? Nu doar, mă rugam să pice pe casă. De ce? Păi da, reparam și eu ciripurile de țiglă spartă pe asigurare. Domnule, stați așa, vă spun eu adevărul. Insist! Deci eu asta am făcut pentru domnul Mazăre. Domnul primar a zis că vrea să facă acces la plajă din orice punct al Constanței. Și eu l-am ajutat și am deschis drumul direct de pe pod dacă vrea. Cado. Cu autobuzul? Vă mai spun ceva, ăsta nu e autobuz. Cum să nu fie? Dar ce e? Ăsta e un nou proiect turistic în Constanța din bani europeni. Ce proiect? Ăsta nu e autobuz, e de fapt o telegondolă. Numai că, după cum vedeți, o montat cablurile prea jos. După care puteți uita. Unguru Bulan. Yes, I'm...